sunt Paul Bercea, sunt părinte, dar și profesionist care lucrează în protecția copilului de peste 20 de ani. Deci sunt asistent social din anul 2001, am lucrat în foarte multe situații și contexte cu copiii și familiile. Am făcut investigații, de exemplu, în cazul în care copiii au fost abuzați, copiii au fost neglijați de către părinți. Și în momentul ăsta ne referim aici la abuz familial. Dar am lucrat și în situații de abuz contextual și aici mă refer în special când abuzul se poate întâmpla în afara familiei, când se poate întâmpla în mediul sportiv, se poate întâmpla legat de biserici, de exemplu, sau se poate întâmpla chiar și în unități rezidențiale, cum ar fi spitale, centre de plasament sau orfelinate, cum erau cunoscute mai demult. Din anul 2018 am fost consultant regional în Europa pe siguranța și protecția copilului. Și aici am contribuit la scriere de politici și de bune practici, am redactat eu anumite materiale care să fie folosite pentru promovarea siguranței copilului în sport. Și ca parte a acestui rol am condus mai multe evenimente, am făcut workshop-uri pentru UEFA, de exemplu, am făcut formare de formatori la București și la Atena și am și condus anumite dezbateri în care am avut implicați campioni din sportul românesc și internațional, cum ar fi, de exemplu, Roman Burki, portarul de la Borussia Dortmund, și am făcut nenumărate webinarii cu reprezentanți din foarte, foarte multe țări din Europa, dar și din America. Ca și părinte și ca și profesionist în protecția copilului, eu cred în importanța ascultării vocii copilului. Eu cred că trebuie să vorbim cu ei, trebuie să le ascultăm experiențele lor și trebuie să vedem exact ce anume li s-a întâmplat lor. De multe ori ne referim la această situație ca și la înțelegerea impactului care l-au avut experiențele lor asupra copiilor. Și toți cei care suntem implicați în sport, putem fi profesioniști, putem fi părinți, putem fi parte din suporteri, din galerie, eu zic că toți avem datoria să răspundem, astfel încât să promovăm siguranța copiilor în sport. Acum, referitor la părinți, un mesaj este foarte, foarte important pentru părinți să fie implicați activ în viața sportivă a copiilor, dar trebuie în același timp să fie conștienți că anumite comportamente pe care le fac ei, de exemplu strigatul de pe bancă sau înjuratul de pe bancă, poate să ducă la ceea ce noi numim abuz emoțional al copilului. Și aici vedem cum cele două arii, protecția copilului și sportul, de fapt, vin pe un teren comun. Din păcate, am văzut și am auzit de mulți, mulți copii și chiar care sunt adulți în momentul de față, care vorbesc de cum au fost abuzați sau cum au fost subiecții unor rele tratamente din partea atât a antrenorilor, al staffului medical, de exemplu, dar și a părinților care erau pe bancă în timpul sau înainte sau după competițiile sportive. Părinții trebuie de asemenea asigurați că copiilor sunt în siguranță atunci când ei practică aceste activități sportive și dacă într-adevăr identifică anumite comportamente sau rele tratamente care afectează pe copii, ei trebuie să vorbească cât mai repede cu cei din stafful sportiv care pot să facă ceva, să intervină, să oprim acele rele tratamente. Trebuie să fie un mesaj foarte, foarte clar și anume că noi toți avem datoria să identificăm când un copil suferă, dar și datoria să răspundem și să facem ceva și să raportăm când aceste situații sunt prezente în sport. Da, din păcate, am întâlnit multe, multe situații în care copiii experimentează abuz în cazul familiei. Am auzit recent de foarte multe situații în care părinții au anumite așteptări care sunt mult peste abilitățile copiilor. De exemplu, un părinte unei fetițe vine și spune antrenorului: vreau ca fata mea să fie viitoarea Nadia Comăneci. Antrenorul, prin acea evaluare pe care o fac copilului, își dau seama că, de fapt, copilul nu poate sau nu va putea niciodată să ajungă la o performanță în acel sport, dar părintele ține morții să se întâmple acest lucru. În aceste situații trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, trebuie să avem, în primul rând, un dialog cu părintele, să le explicăm ce anume am văzut noi și cum acel copil poate să devină sau nu performant într-un anumit sport. Și dacă, într-adevăr, vedem că sunt anumite semne ale abuzului, neglijării, și unul dintre ele este chiar această împingere spre o performanță care poate fi nerealistă pentru acel copil, atunci avem datoria de a raporta mai departe. La ce mă refer când spun raportăm mai departe? Putem să sesizăm acel caz Direcției pentru Protecția Copilului sau chiar Liniei Copilului care există deja în România. Din experiența mea din Marea Britanie, ce am văzut este că atunci când noi ca și adulți, ca și profesioniști,
punem anumite sisteme de sesizare la punct, când îi arătăm copilului că există o linie verde, de exemplu, când îi arătăm copilului că pe un site al unei direcții de protecție a copilului pot să dea un click și să raporteze o situație care îngrijorează, am văzut că, într-adevăr, copiii se simt mai împuterniciți și copiii chiar, într-adevăr, ne sesizează și ne spun despre aceste lucruri. Pot să dau un exemplu. Avem Childline în Marea Britanie. Childline a fost înființat prin anii 1986-87, cred, și din acel moment am văzut că numărul sesizărilor făcute de către copii atunci când experimentează rele tratamente sau când colegilor experimentează rele tratamente, numărul a crescut și începe să crească tot mai mult. Deci prin asta ne dăm seama că, virgulă, copiii se simt puterniciți și ei știu că pot să vorbească despre situațiile care îi afectează. În primul rând, ce putem face este ca noi, ca și adulți care suntem în preajma copilului, să-i ascultăm pe acei copii, să citim acele semne care ne spun că i s-a întâmplat ceva sau i se poate întâmpla ceva care poate fi numit un rău tratament și după aceea, într-adevăr, să încurajăm acel copil să folosească telefonul copilului, numărul 116111, sau chiar să contacteze Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din mediul local. Acum putem să ne gândim și la organizații non-guvernamentale. Terre des Hommes este un actor în protecția copilului în România care funcționează de mulți ani și de multe ori chiar a oferit suportul și a oferit ghidaj în aceste situații, fie că au fost copii sau adulți, care au fost îngrijorați de abuz și neglijare. În cadrul unui club sportiv, ideea și viziunea proiectului Siguranța Copilului în Sport este să avem câte o persoană reprezentativă care să se ocupe de protecția siguranța copilului și în cazul în care un copil este îngrijorat sau este abuzat sau neglijat în cadrul acelui sport sau club sportiv, ei vor trebui să știe că este acea persoană și că pot să vorbească, pot să se consulte cu acea persoană și chiar să se sesizeze relele tratamente pe care ei le-au întâlnit. Prin proiectul Siguranța Copilului în Sport, ne-am numit această persoană campionul siguranței în sport. Îmi amintesc de o discuție pe care am avut-o în formarea de formatori din București de anul trecut, din toamnă, în care o antrenoră de gimnastică a spus: noi trebuie să ne mutăm gândirea de la trebuie să performezi către vreau să mă bucur că pot să fac acest sport și să mă bucur de ceea ce mi-aduce acest sport. Și aș vrea doar un pic să mă opresc aici asupra acestui aspect. De ce? Știm că presiunea pentru performanță poate duce la abuz. Îmi amintesc, vorbind cu anumiți jucători de fotbal din România, jucători la nivel național sau de echipă națională, care au spus, chiar și ei spuneau că au existat, au avut anumiți colegi care au fost împinși dincolo de ceea ce puteau ei să facă și unii dintre ei care au suferit accidentări, ceea ce a însemnat oprirea acelei cariere sportive. Noi, prin proiectul Siguranța Copilului în Sport, vrem să promovăm sportul ca o activitate de care se bucure toți copiii, o activitate în care ei să se simtă siguri și o activitate pe care să poată să o facă indiferent de abilitatea de a juca sau indiferent de implicarea lor în activitatea sportivă. Acum, pentru acei copii care doresc să performeze, eu cred din nou că trebuie să există acea legătură între copil și antrenor. Antrenorul trebuie să aibă o evaluare a acelui copil și să știe cât de mult poate să-l împingă pe acest copil. Adultul antrenor este de asemenea responsabil pentru a-l ghida pe copil. În cazul în care vede că acel copil poate mai mult, într-adevăr, să-i împingă să facă mai mult. În cazul în care antrenorul simte că acel copil nu mai poate, pur și simplu ei trebuie să-l oprească pe copil pentru a preveni anumite accidentări care pot să ducă la sfârșitul acelei cariere sportive. Terre des Hommes este o organizație care activează în peste 40 de țări din lume și știm că din 2018 Terre des Hommes a devenit principalul și unicul partener al UEFA pe protecția copilului. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că în ultimii 3 ani, prin acest parteneriat, am dezvoltat foarte multe resurse, cum ar fi, de exemplu, politici de bune practici, proceduri de lucru și toate acestea pot fi folosite de cluburi, de federații, pentru a asigura siguranța copilului în sport. Alte lucruri care le-am făcut până acum a fost să facem aceste formări de formatori
prin care în septembrie-octombrie anul trecut am format 25 de persoane care acum sunt acești campioni ai sportului, care promovează siguranța copilului la nivel local. Și acum avem foarte multe training-uri care se desfășoară în toată România în perioada februarie-aprilie pentru a conștientiza, dar și pentru a responsabiliza toate persoanele implicate în sport cu privire la rolul lor în asigurarea protecției copilului. Am menționat mai devreme despre campioni ai sportului sau campioni ai siguranței copilului în sport. Ar fi ideal dacă fiecare club, fiecare federație ar avea câte o persoană reprezentativă care să țină acest rol și acele persoane, într-adevăr, să conștientizeze, să facă educație, să responsabilizeze. De ce? Este datoria tuturor celor implicați în sport, direct și indirect, să se asigure că acel copil sau acei copii beneficiază de sport ca o activitate sigură și o activitate în care pot să se dezvolte, pot să își dezvolte mai multe abilități. Unii dintre ei chiar să fie performeri la nivel național sau la nivel mondial. Eu cred că absolut toate organizațiile, absolut toți organizații, asistenți sociali, doctori, antrenori, toți cei care fac parte din mediul sportiv, dar și din mediul protecției copilului, pot să facă ceva și trebuie să facă ceva. În România avem tot mai mult un cadru legislativ care ne ajută. Avem legea 272 care ne ajută foarte clar și spune că toți cei care suntem îngrijorați de bunăstarea sau siguranța copilului trebuie să facem ceva. Nu este o alegere, este obligație, o datorie. Și eu zic că tot putem face lucrul ăsta. Acum, un alt aspect foarte important este implicarea părinților și a copiilor și de aceea trebuie să facem educație, conștientizare și chiar și responsabilizare în cadrul lor pentru a-i trata ca și parteneri egali în această muncă, nu doar ca și subiect care primește siguranța. Toți avem rolul de a recunoaște, de a răspunde și de a face ceva, de a raporta atunci când ne îngrijorează siguranța și protecția copiilor. Acest podcast a fost creat în cadrul proiectului Mediu Sigur pentru Copii în Sport, finanțat prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și implementat în România de Fundația Terre des Hommes. Partenerii ai proiectului: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Federația Română de Fotbal și Federația Română de Gimnastică.